În aceeași măsură, lupta anticorupție riscă să devină principalul instrument de modernizare al statului, atâta vreme cât lupta anticorupție ar trebui să fie doar un instrument de însănătoșire a societății. Dar dacă lupta anticorupție nu este urmată îndeaproape de o reformă a administrației publice, care să fie orientată spre transparență și profesionalizare, riscăm doar să rămânem cu sublinierea cazurilor de corupție, fără să corectăm și problemele la rădăcina lor.